Astăzi, 10 septembrie, chiar înainte de începerea anului școlar, în data de 13 septembrie, ședința de guvern a fost dedicată educației. Au fost incluse pe ordinea de zi 5 acte normative esențiale pentru educație. 3 proiecte de ordonanță de urgență și 2 proiecte de hotărâre de guvern. Au fost adoptate 2 proiecte de ordonanță de urgență, restul fiind prezentate în primă lectură, urmând a fi adoptate în ședința de guvern de săptămâna viitoare. Ordonanță de urgență adoptată, prin care se instituie măsuri aplicabile în anul universitar și școlar 2021-2022. Au fost modificate prevederile legii 55 și ordonanței de urgență 141, astfel încât vor putea fi organizate concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, didactică auxiliare și nedidactice, precum și, foarte important, posturile de conducere din cadrul unităților de învățământ preuniversitar. În acest fel, concursurile vor putea fi demarate pentru ocuparea posturilor de director în toate școlile din România, așa cum ne-am asumat, începând cu data de 14 septembrie, marți 14 septembrie, luni 13 septembrie începem școala, vor fi festivități de deschidere anului școlar, marți vor fi demarate concursurile pentru ocuparea posturilor de director. De asemenea, o altă prevedere la nivelul acestei ordonanțe de urgență a fost aceea conform căreia, în situația în care universitățile vor fi obligate să apeleze la predarea online, parțial sau total, din cauza evoluției epidemiologice, aceste ore se vor recunoaște, indiferent de forma de organizare a studiilor, pe parcursul anului universitar 2021-2022. În absența acestei reglementări, nu mai exista posibilitatea ca universitățile să facă vreo oră în regim online. Deci a fost rezolvată și această problemă care va face posibilă funcționarea universităților pe această perioadă de criză sanitară. De asemenea, o chestiune punctuală pentru a putea fi finalizată fără semne de întrebare, deci fără a periclita finalizarea procesului de evaluare a tuturor școlilor doctorale, a tuturor domeniilor de doctorat, se prelungesc mandatele membrilor conducerii ARACIS, Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, până cel mai târziu la 31 decembrie 2021, pentru finalizarea procesului de evaluare a tuturor domeniilor de doctorat din toate școlile doctorale. Acesta a fost primul proiect de ordonanță de urgență adoptat astăzi. Cel de-al doilea proiect de ordonanță de urgență adoptat astăzi are în vedere preluarea tuturor creșelor în sistemul de educație. Există o serie de prevederi prin care acest lucru este posibil la solicitarea autorităților locale prin decizia inspectoratelor școlare a unităților de învățământ preșcolar. Inspectoratele școlare vor finaliza acest proces de preluare până la data de 1 octombrie 2021 cu informarea Ministerului Educației. Finanțarea va fi asigurată de la bugetul de stat. A fost calculat și aprobat costul standard per preșcolar, per copil în creșă, în valoare de 15.000 de lei per copil în creșă. Este mai mult decât dublu față de costul standard per copil în grădiniță. Este un cost standard care deja este mai mare decât costul standard per elev, această valoare de 15.000 de lei per copil în creșă. În cazul în care autoritățile administrației publice locale nu solicită arondarea în sistemul de învățământ, creșele rămân instituții publice cu subordonare locală, cu personalitate juridică, dar finanțarea va fi asigurată tot de la bugetul de stat prin Ministerul Educației, conform costului standard pe ante preșcolar. Autoritățile administrației publice locale vor putea contribui la suplimentarea acestei finanțări, dar finanțarea de bază va fi asigurată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației. Este o schimbare importantă care pregătește integrarea învățământului la nivelul educației timpurii. A fost de asemenea prezentată în primă lectură și va fi adoptată în ședința de guvern de săptămâna viitoare o ordonanță de urgență privind aprobarea și implementarea Programului Național de Suport pentru Copii în contextul pandemiei de COVID-19. Numele acestui program național este Din Grijă pentru Copii
și prin intermediul acestui act normativ este asigurat cadrul legal optim de sprijin pentru copii în vederea protejării integrității psihoemoționale a acestora. De asemenea, am prezentat în primă lectură proiectul de hotărâre de guvern pentru adoptarea programului de implementare a proiectului România Educată, așa cum ne-am asumat la nivel de guvern, premierul și ministrul educației, până în data de 10 septembrie. Acest proiect de hotărâre de guvern a primit toate cele 12 avize de la ministerele avizatoare. A primit de asemenea aviz de la Consiliul Legislativ. Pentru a avea un proces complet de avizare, este nevoie de avizare la nivelul Comitetului Consiliului Economic și Social. Acest lucru se va întâmpla în prima parte a săptămânii viitoare, astfel încât acest proiect de hotărâre de guvern, prezentat astăzi în primă lectură, să poată fi adoptat în prima ședință de guvern de săptămâna viitoare. Acest proiect este extrem de important pentru că stabilește toate cele 86 de obiective strategice în concordanță cu rezultatele proiectului România Educată, stabilește de asemenea și măsurile aferente fiecărui obiectiv strategic. Tot în acest proiect de hotărâre de guvern există un articol care prevede că pe parcursul consultărilor se pot elabora și introduce măsuri noi care să sprijine realizarea obiectivelor strategice. Măsuri care vor rezulta din dezbaterea la nivelul Comitetului Interministerial, din dezbaterea cu experții care vor fi cooptați la nivelul acestui comitet interministerial prin decizia primului ministru și din dezbaterea cu întreaga societate. Având obiectivele strategice și măsurile definite în acest program de implementare, următorul pas va fi acela al definirii acțiunilor concrete pentru implementarea acestor măsuri, de definire a indicatorilor de rezultat, de definire a bugetelor estimate, de definire a responsabilităților în conformitate cu specificul fiecărui minister. Toate aceste lucruri vor trebui să se întâmple până la data de 10 decembrie, data la care Ministerul Educației va prezenta Comitetului Interministerial un proiect legislativ care să poată fi adoptat la nivel de proiect în Guvernul României până în data de 31 decembrie 2021. Până la data de 31 mai, Ministerul Educației va derula consultări cu toți factorii implicați în vederea elaborării cadrului normativ secundar. Este vorba de legislația secundară, de hotărâri de guvern și ordine de ministru, care să vină în completarea legislației primare elaborate la nivel de proiect. În același timp, cu elaborarea legislației secundare, proiectul care va fi adoptat în guvern până la 31 decembrie 2021 va putea să intre în consultarea Parlamentului României. Acestea sunt lucruri pe care proiectul de hotărâre de guvern le prevede. Repet, avem toate avizele din partea Ministerului Avizatoare, avem avizul Consiliului Legislativ, urmează să obținem și avizul Consiliului Economic și Social. Al cincelea proiect de hotărâre de guvern se referă la aprobarea cuantumului minim al burselor elevilor. Știți foarte bine că în anul școlar 2020-2021, guvernul a aprobat un cuantum minim de 100 de lei per elev al bursei, indiferent de tipul de bursă, de performanță, de merit, de studiu sau de ajutor social. Acest cuantum nu a fost diferențiat între burse. Acest pas a fost un pas important, deoarece pentru prima oară bursele elevilor sunt plătite de la bugetul de stat. În continuare vor fi plătite tot de la bugetul de stat, tot prin bugetul Ministerului Educației, dar vom avea diferențe între cuantumul minim pentru bursele de performanță destinate olimpicilor, de la 100 de lei la 500 de lei per elev am propus. Vom avea de asemenea creșteri și pentru bursele de merit, creșteri care vor veni la pachet cu creșterea pragului minim de obținere a bursei de merit, pentru că bursa de merit trebuie să fie de merit, creșteri vor înregistra și bursele de studiu și bursele de ajutor social. După
o analiză suplimentară a acestui proiect de hotărâre de guvern, după discuții cu reprezentanții Consiliului Național al Elevilor, acest proiect de hotărâre de guvern va fi adoptat. Separat față de ședința de guvern, pot să vă mai spun că astăzi, conform ultimelor raportări, am depășit pragul de 15% elevi vaccinați. Este vorba de un progres important, de 4500 de elevi vaccinați în ultimele 5 zile. Sunt mai mult de 2500 de elevi din categoria 16-19 ani și aproape 2000 de elevi din categoria de vârstă 12-15 ani. O concluzie interesantă, extrasă din ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână, este următoarea. Una din trei persoane vaccinate la nivel național cu vaccinul Pfizer este elev. Unu din trei este un semnal important, este un semnal bun care ne dă speranțe că după începerea școlii, odată cu disponibilitatea CNCAV de organizare a echipelor mobile care să ducă vaccinarea mai aproape de școli, vom înregistra progrese importante din perspectiva vaccinării în rândul elevilor. Vă stau la dispoziție cu întrebări. Bună seara, domnule ministru, Raluca Bârca, Antena 3. Tocmai ce ați precizat că numărul elevilor imunizați împotriva COVID-19 a ajuns la 15%, o creștere destul de mică. De asemenea, recent aflam de la Ministerul Educației că procentul cadrelor didactice vaccinate acum înainte de începerea școlii ajungea la 61% față de aproximativ 60% cât aflasem în trecut. Așadar, creșterile nu sunt mari. Ce se întâmplă, domnule ministru? Cum îi convingem atât pe dascălii din fața elevilor, cât și pe elevi să se vaccineze? Din perspectiva vaccinării personalului din învățământ, avem peste 193.000 de persoane. Într-adevăr, progresul este foarte mic, pentru că la ultima raportare am avut 185.000 de persoane. Puțin peste 8.000 de persoane angajați în sistemul de învățământ, vaccinați pe perioada de vară. Progresul este foarte mic. În același timp însă, 61% înseamnă mai mult decât dublu mediei naționale și arată interesul pe care profesorii l-au avut pentru vaccinare. Elevii ne dau un exemplu foarte bun. Gândiți-vă că pe toată perioada de vară am avut peste 8.000 de cadre didactice vaccinate. În toată perioada de vară. În ultimele 10 zile am avut 9.000 de elevi vaccinați. Deci mai mulți elevi s-au vaccinat în ultimele 10 zile decât angajați din sistemul de învățământ pe parcursul lunilor iunie, iulie și august. Este un semn bun care ne dă speranțe că vom putea consolida siguranța sanitară în școli. Astăzi, Direcția de Sănătate Publică București a identificat câte două unități de învățământ din fiecare sector din capitală, unde s-ar putea face acele centre de vaccinare în cabinetele școlare. Este foarte bine. Dacă ne puteți preciza despre ce unități școlare vorbim și cum se va desfășura mai concret acest proces. Este foarte bine. Conform discuțiilor agreate cu CNCAV, vor fi disponibile echipe mobile de vaccinare în școli, în măsura în care noi vom reuși să precizăm către CNCAV, noi, Ministerul Educației, numărul copiilor care doresc să se vaccineze și care beneficiază de acordul informat al părinților sau tutorilor legali. Aceste vaccinări se vor putea face și în cabinetele medicale, acolo unde există. Sunt mai mult de două cabinete medicale în care se pot face vaccinări ale elevilor care vor beneficia de acordul părinților. Peste câteva zile va începe școala. Aș vrea să ne spuneți câte școli sau câți copii vor rămâne în sistem online. Înțeleg că e o situație la bechet, dacă mai sunt și alte situații. Și dacă celelalte școli care vor începe fizic, cursurile sunt pregătite, au stocuri de măști, de dezinfectanți?
Prima întrebare. Ordinul comun Ministrul Educației, Ministrul Sănătății prevede că ziua de vineri, ziua de astăzi, este zi de referință pentru scenariu aplicat pentru întreaga săptămână care va începe luni. Astăzi avem 12 localități care, din păcate, au depășit rata de infectare de 6 la 1000. Este vorba de 6 localități în Satu Mare, de 2 localități în Arad, de o localitate în Sălaj, de o localitate în Telorman, de o localitate în Dolj, care au depășit rata de 6 la 1000. Numărul total al elevilor care învață în aceste localități este 2400. Este vorba de mai puțin de 1 la 1000 din numărul elevilor din România. 2400 de elevi învață în aceste 12 localități și, din păcate, nu vor avea șansa participării cu prezență fizică începând de luni cu ceremoniile de deschidere a anului școlar. Sub 1 la 1000 din elevi nu vor avea șansa participării cu prezență fizică, dar ne exprimăm speranța, ne uităm, unele sunt foarte puțin peste 6 la 1000, ne exprimăm speranța că vor reveni cât de curând sub 6 la 1000, în așa fel încât de săptămâna viitoare să poată merge și ei la școală cu prezență fizică. A doua întrebare. Din centralizarea pe care am făcut-o la nivelul Ministerului Educației, la nivelul Inspectoratelor Școlare Județene, în total există un stoc de peste 30 de milioane de măști. Este un stoc mai mult decât suficient pentru a fi pus la dispoziția acelor elevi și cadre didactice care vor avea nevoie din diverse motive de măști pe care să le obțină în școală. Dar au ajuns în școli? Aveți informații? Sunt în școli. Toate școlile? În ultima perioadă, în fiecare zi, au fost acțiuni mixte, Inspectorat Școlar Județean, Direcția de Sănătate Publică, Prefectura, Autoritatea Locală, tocmai pentru a verifica aceste aspecte în cât mai multe școli din România. Și dacă mai permiteți o întrebare scurtă, domnul Raed Arafat spunea ieri că redeschiderea școlilor n-ar trebui să accelereze răspândirea virusului, coronavirusului, dacă se respectă regula de purtare a măștii în interior. Cine supraveghează respectarea acestei reguli și ce sancțiuni sunt? Adică cum ne asigurăm că va fi respectată regula? Responsabilitatea totală. Deci, în primul rând, sunt întru totul de acord cu ideea avansată de către doctorul Raed Arafat. Da, așa este. Dacă respectăm regulile, vom putea să facem posibilă derularea școlii cu prezență fizică. Am spus, atât timp cât sunt ministrul educației, voi face tot posibilul ca școlile să funcționeze cât mai mult cu prezență fizică. Este vorba de directorul unității de învățământ, care este responsabil pentru tot ceea ce se întâmplă în unitatea de învățământ. Responsabilitatea poate fi partajată cu persoana desemnată pentru asigurarea protecției sanitare. În fiecare școală, Ministerul Educației a cerut și are listă, nume și prenume, dată de contact pentru fiecare persoană responsabilă în fiecare școală cu protecția sanitară. Deci directorul unității de învățământ și persoana desemnată sunt responsabile pentru acest lucru. Există reglementări legale care prevăd sancțiuni pentru zădărnicirea combaterii pandemiei de COVID-19. Sunt convins că niciunul dintre colegii noștri care au în sarcină managementul unităților de învățământ, managementul școlilor, nu-și dorește să răspundă pentru zădărnicirea combaterii pandemiei de COVID-19. Sunt convins că regulile vor fi respectate în școli, așa cum s-a dovedit deja, mai riguros decât în orice alte medii. Mulțumesc. Aș completa întrebarea colegei privind zădărnicirea combaterii bolilor din școli. Dacă un elev refuză să poarte mască în timpul orelor de curs, ce se va întâmpla cu acesta? Da, nu sunt adeptul abordărilor negative. Am încredere că în școli se înțelege că obligativitatea purtării măștii în spațiile interioare, cu excepțiile precizate deja, derularea orelor de educație fizică sau preșcolari sau elevii din învățământul special, masca va fi purtată. Am precizat că masca poate fi și medicală, dar poate fi și textilă. Sunt măști mult mai ușor acceptate de către elevi, mai ales de către cei cu vârstă mică. Important este să aibă acoperit nasul și bărbia. Sunt convins că nu vor exista aceste școli și este unul din atributele principale ale profesorilor și învățătorilor să
explice elevilor de ce este important, de ce este necesar să poarte masca de protecție în interesul stării lor de sănătate și a stării de sănătate a colegilor și, în ultima instanță, a stării de sănătate în întreaga școală. Riscă un copil să fie exclus din colectivitate sau să primească părinții amendă dacă nu poartă mască? Este foarte important acest întrebare. Încă o dată vă duceți prea departe. Sunt convins că dialogul profesor-elev, și fac cu această ocazie apel la unitate și înțelegere, la manifestarea empatiei din partea profesorilor pentru elevi în această perioadă mai mult decât oricând. Prin acest dialog nu vor fi astfel de situații în care să nu poarte mască pentru că nu vor ei să poarte mască. Elevii au dovedit a fi mai înțelegători de multe ori decât noi, adulții. Este rolul profesorilor. Și aș reveni la proiectul de hotărâre de guvern privind proiectul România Educată. Am spus că aveți toate avizele de la cele 12 ministere. Când ați transmis acest proiect de hotărâre Consiliului Economic și Social, ținând cont că plenul se întâlnește în fiecare marți pentru a aviza proiectele... În această dimineață am transmis proiectul de hotărâre de guvern. Avizele au fost obținute ieri. Nu puteam transmite proiectul fără avize. Tot astăzi am obținut și avizul Consiliului Legislativ. Și cine a blocat această hotărâre de guvern? Ținând cont că v-ați asumat-o prin memorandum în prezența președintelui Klaus Iohannis și această hotărâre a rămas pentru săptămâna viitoare. Nu a blocat-o nimeni. Asta a fost capacitatea de elaborare a proiectului de hotărâre de guvern. Un proiect care presupune foarte multă responsabilitate, pentru că este vorba de obiectivele strategice din domeniul educației. Pe toate cele 10 domenii identificate în proiectul România Educată, la care au fost adăugate obiective strategice transversale, la care au fost adăugate obiective strategice aferente nivelurilor de intervenție, niveluri de educație și zonelor de intervenție. Este vorba de obiective strategice pentru educație timpurie, de obiective strategice pentru învățământ primar și secundar, de obiective strategice pentru învățământ superior și de obiective strategice pentru învățământ profesional. Toate aceste obiective strategice au măsuri aferente. Tot acest proces a necesitat o muncă desfășurată, inclusiv pe parcursul nopților. Atât s-a putut. Era de preferat, era de dorit să fie transmis Consiliului Economic și Social din timp. În numele echipei pe care o conduc, îmi asum eu această întârziere generată de volumul foarte mare. Oricum, am spus-o de la bun început, obiectivele asumate au fost extrem de ambițioase. Nici timpul, nici societatea nu mai are răbdare cu noi. Facem tot posibilul să fie cât mai bine realizate și cât mai repede realizate. Oricum, așa cum ne-am asumat, am prezentat acest proiect de hotărâre de guvern astăzi, 10 septembrie, în ședință de guvern. Organizată special convocată de premier pentru educație. Peste 3 zile va începe școala. Dumneavoastră ați emis astăzi o ordonanță de urgență privind preluarea creșilor în sistemul de educație național. De ce această ordonanță de urgență a venit așa târziu și aș dori să vă întreb dacă a fost blocată de rectificarea bugetară, ținând cont că această ordonanță de urgență are implicații economice? Această ordonanță de urgență reglementează un articol din Legea Educației Naționale care este prorogat de mai mulți ani. Deci, dacă vă referiți la o întârziere de câțiva ani, putem discuta. Dacă vă referiți la poziționarea pe parcursul acestui an calendaristic, nu avem niciun fel de întârziere, pentru că a fost adoptată această ordonanță de urgență înaintea anului școlar și avem termen până la 1 octombrie pentru finalizarea acestui proces. Autoritățile locale vor fi cele care decid dacă își asumă în continuare coordonarea și primesc finanțare de la stat, de la bugetul de stat prin Ministerul Educației, sau merg către integrarea creșă-grădiniță, o integrare de dorit, devenind unități arondate pe lângă grădinițe aceste creșe, putând să avem un cumul de forțe concentrate pentru dezvoltarea educației timpurii. Este timp suficient pentru efectuarea de angajări până la data de 1 octombrie, ținând cont că este nevoie și de o legislație auxiliară pentru această ordonanță de urgență? Vedem în proiectul de act normativ
Ministerul Muncii trebuie să emită o hotărâre de guvern, ne puteți explica mai clar? Deci, pe de-o parte, vă spun că timp suficient nu există pentru a repara problemele cronice din tot sistemul de educație apărute de-a lungul a 30 de ani, probleme cronice pe care se suprapun problemele generate de criza sanitară. Nu există timp suficient și totuși va trebui să ne propunem obiective ambițioase și să facem tot ce putem mai bine și mai repede. Deci timp suficient nu există, vă spun. Și la referitor la ordonanța de urgență privind modificarea legii 55 pe 2020, aveți semnale din partea universităților că vor să desfășoare cursuri în format online? Eu știu că există o decizie a tuturor universităților reprezentante în Consiliul Național al Rectorilor din luna iunie, prin care toate universitățile au declarat că își doresc reluarea cursurilor cu prezență fizică. Mai departe, modul de organizare este conform autonomiei universitare, la latitudinea fiecărei universități. Deciziile sunt luate în senatele universitare, care reprezintă întreaga comunitate academică, în egală măsură, cadre didactice și studenți. Factorul limitativ pentru universități este dat de posibilitatea de cazare, pentru că în universități există spații mai complexe și mai generoase decât în învățământul preuniversitar, care pot asigura o protecție sanitară mai bună, dar pe de altă parte, în universități există campusuri universitare în care funcționează cămine studențești, în care este mult mai greu de monitorizat și de reglementat respectarea condițiilor sanitare. Acesta este factorul limitativ. Mulțumesc. Și desigur, specific universității. Pentru că universitățile de medicină, sigur că vor fi primele care vor susține prezența fizică, dar și alte universități. Vă rog. Mai am o întrebare, domnule ministru. La cel puțin în capitală au fost depuse mai multe petiții de către părinții de la mai multe școli, pentru că sunt nemulțumiți aceștia de modul în care a fost implementată legea 185. Știți probabil acele situații în care în unele școli copiii de clasa 5-a au fost extrași pur și simplu din clasa în care învățaseră 5 ani. Cum vedeți dumneavoastră această situație și dacă este vreo posibilitate ca ministerul să dea acele norme măcar pentru anul viitor? Norme? Norme este de aplicare. Lege trebuie respectată. Acea lege 185 a apărut la solicitarea masivă a societății de asigurarea calității educației în așa fel încât să se evite clasele supraaglomerate și să se creeze posibilitatea unei educații de calitate prin concentrarea cadrului didactic către un număr mai mic de elevi. S-a adăugat o solicitare foarte bine justificată de eliminarea claselor suprapopulate în care nu se poate asigura distanțarea fizică pe perioada de criză sanitară. Deci legea 185 a fost adoptată în Parlament ca urmare a solicitărilor pentru calitatea educației și pentru siguranță sanitară. În acest fel, numărul de maxim de elevi în clasă pentru învățământul primar a fost plafonat la 22 plus 5, 25 de elevi, pentru învățământul gimnazial la 26 plus 3, 29 de elevi, pentru învățământul liceal la 30 plus 3, 33 de elevi. Nu sunt probleme la constituirea clasei 0, pentru că sunt elevi care vin pentru prima dată în școală, nu au fost formațiuni constituite anterior. Nu sunt probleme nici la nivelul clasei a noua, pentru că sunt clase nou constituite în urma repartiției computerizate. Problemele apar la clasa și au apărut la clasa a 5-a. Atunci când colective de elevi care au avut o învățătoare trec de la lucru cu o învățătoare, un învățător, la lucru cu un colectiv de profesori în clasa a 5-a. Dacă acel colectiv a fost mai mare, el trebuie să respecte legea acum. Directorii de școli au știut această prevedere a legii 185 de un an de zile. Ea este publicată în luna august. Au avut la dispoziție un an de zile pentru a dialoga cu părinții, pentru a identifica acea soluție acceptabilă pentru toată lumea. Acea soluție care trebuie să fie adaptată specificului fiecărei școli. Nu poți să ai o reglementare uniformă care să aibă succes într-o școală în care este o singură clasă a 5-a sau sunt două clase în paralel și într-o școală în care ai 10-12 clase a 5-a. Soluțiile sunt diferite. Pe de altă parte, este într-adevăr traumatizant ca într-o clasă de 30 de elevi, de clasa 4-a, la
la trecerea în clasa 5-a să fie un singur elev care nu va mai putea să facă parte din acea clasă. De aceea soluțiile trebuiau găsite în așa fel încât să evite lucru cel mai grav, traumatizarea elevilor. Asta ține de priceperea directorilor. De aceea demarăm marți concursul de director pentru a avea directori profesioniști care să se gândească din timp și să ia cele mai potrivite măsuri în așa fel încât să nu se ajungă în astfel de situații. Cum vor răspunde cei care n-au comunicat din timp cu părinții și care au găsit aceste soluții pe ultima 100 de metri fără ca părinții să fie neapărat de acord? Sunt convins că vor răspunde prin notele pe care le vor lua la examenul scris și eventual la proba de interviu dacă vor depăși examenul scris. Mulțumesc. Dar este o lege, nici ministrul educației, nici primul ministru nu poate da derogare de la respectarea acestei legi. Atunci când s-a pus în discuție posibilitatea de prorogare a acestor reguli, au fost foarte multe voci care s-au opus prorogării, justificat pe baza nevoii de calitate a educației, de evitarea claselor supraaglomerate și de asigurarea protecției sanitare. Acum, vă spun încă o dată, dacă noi toți cerem să fie mai puțini elevi în clasă, dar atunci când este vorba de copilul nostru, nu mai suntem de acord să fie mai puțini copii în clasă, atunci când noi toți cerem să fie verificate toate tezele de doctorat, dar nu și teza noastră de doctorat, atunci când noi spunem că învățământul profesional și școlile profesionale sunt bune pentru toată lumea, dar nu pentru copiii noștri, avem o problemă pe care n-aș vrea să o definez, dar care nu face bine sistemului de învățământ. Mulțumesc!